Apropo, s-a invocat de multe ori ziua de 7 aprilie. Ca autor a 4 articole pe acest subiect de investigație gazetărească, publicat pe iurirosca.md, în 3 limbi, mă întreb la distanța de 3 ani de zile. Ce a făcut statul de drept sub o guvernare democratică pentru a face lumină asupra acelei situații? Cine e vinovat? Cine a dat foc? Cine a organizat? În afară de câțiva, câțiva polițiști care au fost... mă rog, pedepsiți pe drept sau pe nedrept cu abuzurile pe care le-au făcut și nu era cazul să le facă, bineînțeles, și trebuie să răspundă pentru asta. Până astăzi societatea nu știe. Noi spunem, se va întâmpla un 7 aprilie, parcă s-a întâmplat un tsunami sau un cutremur de pământ. Noi, ca cetățenii acestui stat, am fi fost fericiți să vedem o anchetă transparentă, completă, finalizată, dosarele transmise în judecată și acest caz să fie încheiat nu pentru... Nu pentru, cum să spun eu, satisfacția să-l vezi pe cineva după gratii. Satisfacția ar fi fost să ne lămurim în acest subiect, să nu fie acuze reciproce. Comuniștii zic că ăia, ăia la alții zic comuniștii. Dom'le, avem instituția statului de drept? Procuratura este partajată PD-ului? Ce face domnul Plăhatniuc, omul dumneavoastră? Ce nu face lumină în ziua de 7 aprilie, să știm și noi? Cine-i porcul și băgarul, cum se spunea pe vremuri la școală, nu?